începe, dragi prieteni, Cupa Reginei. Am să fac precizarea legată de numele jucătoarelor. Dacia Mioveni este campioana în titlu, pregătită de către doamna profesor Filoftea Dumitru. În teren sunt numărul 7, Iulia Farcaș, numărul 9, Ștefania Pantazoiu, numărul 12, Ștefania Manea, numărul 14, Andreea Rotaru Chiliment, numărul 1, Elena Cârstea, numărul 2, Erica Popa, numărul 6, Laura Munteanu, numărul 4, Elena Tarbă, numărul 17, Ștefania Răducu, numărul 23, Bianca Mitrică și numărul 27, Alexia Crețu. Rezerve Emma Pantazoiu, Elena Farcaș, Antonia Andreescu și Daria Neacșu. De partea cealaltă, Cristian Văduva, nimeni altul decât primarul comunei Galicia Mare din județul Dolj, câștigătoarea Cupei României, care este și antrenor, iată-l pe Cristi Văduva acolo, antrenor al echipei de oină și doctor cu o tematică de cercetare în jocul de oină, are următoarea componență această echipă: numărul 7 Aurelia Drăghici, numărul 6 Andreea Totora, numărul 3 Nicoleta Manea, numărul 14 Larisa Voicău, numărul 10 Alina Copăcel, numărul 1 Ancuța Renghea, numărul 13 Irina Pițurcă, numărul 4 Miruna Aristea, numărul 12 Aterina Cristian, numărul 9 Erica Zuluf, numărul 11 Alexia Lungu și rezervele Ludmila Jugravu, Georgiana Cârstea, Roberta Gâlcă și Corina Motroc. Arbitrii sunt, dacă am văzut bine, Cristi Bereșoaie, da, din și Roma, Adrian Iancu, nu? Și Adrian Iancu din București. Corect. Putem să spunem că are începutul negru al vremurilor. Pe cercuri intră acum echipa îmbrăcată în verde, care, să facem precizarea și cromatic, este cea din Mioveni, cea din localitatea argeșeană, în vreme ce la bătaie, în prima repriză, va fi formația din Galicia Mare. Se vor executa 11 lovituri de baston, culoar de ducere, culoar de întoarcere. Vom încerca să și explicăm tehnic regulile jocului în timp ce se desfășoară fazele pe teren. În caz de egalitate vom avea lovituri de departajare de baston, pentru că trofeul trebuie acordat. Și în general aceste echipe s-au tot întâlnit în finalele de Cupa Reginei în ultimii ani. Cred că toate cele patru ele s-au întâlnit, dacă nu mă înșel. Da, este o rivalitate deosebită, dar în sensul bun. Înaintea acestei competiții am luat pulsul, să spun așa, din tabăra celor două echipe care astăzi își dispută trofeul Cupa Reginei. Într-adevăr, sunt destul de apropiate valoric. Echipa din Mioveni, care în aceste momente, uitați că exersează pasele de încălzire, este campioana antitră și prin vocea reprezentantului echipei a spus sușitare că astăzi nu vor pleca din București fără trofeu. Și dacă iau bătaie, înseamnă că mai rămân și joacă iar pentru alt trofeu. Sigur vor rămâne și vor încuraja echipele de băieți care vor urma finala mare între Constanța și Oltenița. Ca să trecem la echipa din Galicia Mare, foarte bine ai precizat, Cristian Văduva, cel care este factotumul acolo, este și primarul localității, și delegatul echipei și antrenor, și e un tip foarte modest care de fiecare dată răspunde cu plăcere oricărui ajutor. Am să spun că este singurul doctor în oină, lucrarea obținut-o la Cluj. La Cluj, da. Fost prima bătaie a meciului. Alina Copăcel a trimis mingea destul de scurt, a fost recuperată, dar fără să fie vorba de prins la mijloc, pentru că mingea a atins pământul. Exact. Putem spune că a fost o ocazie irosită de a face puncte. Acum Nicoleta Manea este la baston. Creată între linia de margine și linia centrală. După cum observați, este o concentrare maximă. Este o lovitură bună, într-adevăr. Foarte bine. Mărginașul a strâns acolo în centru și reușește Erica Popa să prindă mingea din zbor. Altfel ar fi fost punct suplimentar aici, da, pentru echipa din Galicia Mare, dar este de fapt un fel de penalti. Este prinsul la mijloc. Exact. Așa se întâmplă când mingea vine prinsă din zbor. Între doi jucători se va executa prinsul la mijloc, cel care a bătut va trece
între ei, care au trei pase la dispoziție să poată să tragă. Să poată să facă punct. Cristi, dovedești cunoștințe temeinice în sport și sigur cei care se uită, poate pentru prima dată, grație acestui comentariu avizat, își dau seama cam ce se întâmplă pe teren, pentru că, într-adevăr, Oina, la prima fază, oamenii s-au obișnuit să spună, da, domne, Oina, jucam și eu când eram mic, dar de multe ori se rezumau doar la aruncarea mingii. Da, cum aici aș vrea să spun, Marius, și scuză-mă că te întrerup, că cele care au ratat oportunitatea de a face puncte au fost cele de la Mioveni, pentru că a fost un prins la mijloc scurt între mărginași și la a doua pasă mingea a atins pământul, motiv pentru care s-a ieșit din prinsul la mijloc. Exact. A treia bătaie de baston, la fel se întâmplă, numai că acum mijlocașul din zonă centrală reușește să prindă acea minge, mijlocașul 3, cum este denumit în limbaj de specialitate. Și iarăși vom avea un prins la mijloc, dar de această dată între mijlocașul care a prins și fruntaș. Fruntaș. După cum observați, echipa din Galicia Mare lovește destul de bine la baston, dar să le acordăm așa o circunstanță atenuată, fiind fete, nu au acea poate vigoare necesară ca mingea să treacă de stegulețele pe care le vedeți în partea din urma terenului și astfel. Aici a fost o pasă tactică direct cu pământul pentru a scoate pe culoar și a încerca un joc în spate cu fundașul. Nu s-a întâmplat așa. Rămâne 0-0 scorul după 3 bătăi consumate de către formația din Galicia Mare, două dintre ele, iată, trimise dincolo de linia de punct suplimentar, dar stopate în aer. Foarte interesant. Exact. La o distanță destul de mică, zice, undeva la 7-8 metri de zona de punctare, să zic așa, dacă mingea ar fi trecut, ar fi luat acel bar pe care toți îl doresc, de două puncte. A fost o bătaie scurtă, cea de-a patra, de asemenea fără puncte, dar și fără alte consecințe pentru echipa care este la baston. Alina Copăcel este acum cea care va lovi această minge. Competiția de astăzi este organizată de cel care comentează de la nivelul gazonului, cum și noi o facem, este vicepreședintele Federației Române de Oină, domnul Cornel Sândulescu, un mare iubitor al oinei și un practicant de nădejde. O primă fază care este în cerc. Să vedem ce se întâmplă acolo. Din păcate, pasă greșită. Era o posibilitate destul de bună de a aduce puncte pentru echipa din Mioveni. Poate și emoțiile inerente unui meci pe acest superb stadion de rugby, în mod special, dar nu numai, să creeze, eu știu, puțină temere. Corect, așa este. Da, se pare că a scăpat. Da. Ori a fost o lovitură, ia să vedem. Ce vor decide arbitrii? Da, se pare că întorc jocul. Da, ne întoarcem în triunghi pe culoarul de întoarcere. Revenim acolo la... Este ultima posibilitate de a lovi acea jucătoare care, uitați, este prinsă la mijloc și încearcă. Mai devreme a fost o lovitură, dar după linia de fund și de aceea nu s-a contabilizat în statistică. Este în continuare 0-0. Jucătorii trebuie să aibă cerc, cu excepția fundașului și a fruntașului, care trebuie să fie în spatele zonei. Exact. Ca să poți lovi un adversar, trebuie să ai cel puțin un picior în cercurile pe care pe pământ, le vedeți. Nu să sari din cerc, pentru că au fost și astfel de situații. Corect, corect. Folosindu-se de tenta și sărind în cerc pe traiectorie verticală. Așa nu e valabilă acea lovitură. Da, foarte bună precizare, așa este. De aceea rolul arbitrilor în oină este foarte important, pentru că un fin cunoscător al fenomenului are posibilitatea să vadă toate aceste detalii pe care le-ai spus. Într-adevăr, au fost cazuri când jucătorul se afla în cerc, dar nu avea cele două picioare, măcar unul pe pământ. Da, dar n-avea contact cu solul. Corect. E o fază prelungită care înseamnă mișcarea mingii dintr-un colț într-altul al acelui careu. Se avansează pentru că a fost o pasă greșită. Atacul cu solul nu este valabil. Dacă mingea sare din sol în corpul jucătorului, nu se pune lovitură valabilă de două puncte. Și se poate trece din nou de linia de scăpare. Încă o jucătoare de la Galicia Mare care parcurge întregul traseu în securitate. 0-0 între Dacia Mioveni și Galicia Mare.
Exact, după cum observ în desfășurarea acestui joc, s-au mai detenționat puțin, așa zic, jucătoarele din Mioveni. Le observ că încearcă pase repetate, prin care să amețească, să folosesc acest termen mai popular, adversara, astfel încât să o poată dezechilibra și să devină o țintă mai sigură. Din păcate, nu avem puncte deocamdată, dar ele vor veni cu siguranță, pentru că atmosfera se încinge și la propriu și la figurat. Ziua, într-adevăr, este o zi superbă pentru sport în general și, de ce nu, pentru Oaina. Miruna Ristea, o bătaie tactică, a permis intrarea pe culoarul de întoarcere a unei grupe de jucătoare. Da. La fel, sunt jucătoare care parcurg și culoarul de ducere, mult mai safe, mult mai sigur acolo, pentru că, în general, punctele se fac pe culoarul de întoarcere. Sunt puține echipele care își permit luxul de a ataca pe ambele culoare. Corect. Într-adevăr, pe culoarul de ducere te gândești că îi mai ai odată la întoarcere, exact. Și atunci nu riști ce ai în mână, nu-i minciună, să spunem așa. Între două echipe de valori echilibrate, diferența acolo se poate face, pe culoarul de ducere. Corect. Cum amândoi am convenit la început, este un meci echilibrat. 2-0. Primele puncte. 2-0, lovitură valabilă din cerc, mărginașul 3 reușește un atac corect în zona piciorului și foarte greu de contracarat o astfel de lovitură. 2-0 pentru echipa din Mioveni. Da, uitați ce bucurie este pe echipa din Mioveni. Am anticipat bine că au devenit stăpâne pe ele. Le observ cum pasează și cum se încurajează. Dacă nu mă înșel, Ștefania Răducu, scuză-mă, a fost cea care a marcat punctele cu o aruncare precisă, cu o tragere precisă din colț, din cerc, și tot acolo suntem. Corect. O altă jucătoare de la Galicia Mare care trebuie să se apere de una singură. E o altă cu echipiera ei în pătratul, în careul celălalt, care imediat ar putea următor, să facă grupă. Corect, da. Așa e. Văd că, într-adevăr, echipa din Mioveni este chitită să mai aducă încă câteva puncte pentru a putea intra la bătaie cu un avantaj cât de cât consistent. Da. Și e important că merg bine în careul 1 și în careul 2, merg foarte bine pasele, dacă ai observat, da. Sunt destul de precise și rapide, exact. Schimbările de direcție, am văzut și câteva diagonale, ceea ce da, este da, foarte da, bine. Da, da. Aici a fost o pasă greșită, dar ambele jucătoare au scăpat. Trebuie mare atenție, pentru că tocmai asta se întâmplă. Dacă ai pasat sau ai tras imprecis, este foarte, foarte ușor pentru jucătoarele alergătoare să parcurgă traseul și să ajungă, dacă nu la obiectivul final, cât mai aproape. Corect. Asta este obiectivul fiecărui practicant al Oinei, să scape nelovit. Este modul prin care omul și-a făcut treaba pe teren. Dacă aduce și puncte din baston, atunci a dat cam tot ce s-a putut. Alexia Lungu a refuzat și a doua lovire de baston. Atunci când se întâmplă prima dată e în regulă, a doua oară nu mai poți să faci acest lucru. Înseamnă că a renunțat și a trecut la linia de start. Da. În general ar trebui să respectăm regula ca în momentul lovirii de baston, ca la rugby, la transformări sau ca la tenis, la servă, să lăsăm jucătorul să se concentreze. Da, știu că ești un promotor al spiritului de fair play și eu personal te felicit pentru că ți-am auzit comentariile la rugby și, într-adevăr, momentele de liniște trebuie impuse. Este o solemnitate frumoasă, nu? Corect. Astăzi, ținând cont, cum bine ai spus, este, chiar dacă rivalitatea există, la final, jucătoarele de Oină, dar și băieții, își dau mâna. La băieți se practică și repriza a treia, chiar la o scară mai mică, și atunci lăsăm ca acest comentariu al nostru să fie asimilat, să zic, de... Larisa Voicu aici a executat o lovitură destul de lungă până în apropiere de linia de 3 sferturi. Mingea însă a căzut înainte de linia cercurilor, deci nu e punct suplimentar. Exact. S-a intrat pe ambele culoare din nou. Jocul este dinamic, presupune o multitudine de calități atletice, de veleități tehnico-tactice. Foarte dinamic, cum spuneam, jocul de Oină. Ceea ce am remarcat la alte competiții de Oină feminin
și cu siguranță și telespectatorii noștri vor observa, fetele sunt într-adevăr foarte concentrate pe ceea ce fac ele. O să urmăriți, ele se încurajează reciproc și au foarte puțin de a face cu deciziile arbitrilor sau cu modul de manifestare al adversarilor. Este un plus pentru fete că au întotdeauna în prim plan spiritul de fair play. Și, după cum observați, sunt concentrate doar la joc. Așa și trebuie. Tot în careul 2, pe întoarcere, suntem careul puternic, sau poate cel mai puternic, nu-i așa? Așa. Pase prelungite, dacă aleargă, de exemplu, jucătoarea aflată la apărare, cum se spune, este țintă sigură dacă se întoarce cu spatele. Așa este. Mai ales că poți să utilizezi și pasa lungă către fruntaș, iar el să aibă mai mare posibilitate de a lovi. Pararea trebuie să se facă numai cu palmele, trebuie să spunem și asta. Până la podul palmei este permisă suprafața cu care te poți apăra și să nu primești puncte împotrivă. Exact. Orice parte a corpului în afară de palme, dacă este atinsă de mingea pusă în joc, este considerat punct valabil. De aceea, într-adevăr, și modul de a te apăra este intens exersat la antrenamente, pentru că degeaba, să spun, ai o lovitură bună de baston, lovești bine adversarul dacă nu te și aperi. Corect. Până la urmă, cea mai bună apărare este atacul. Dacă nu mă înșel, cred că e ultima jucătoare la baston pentru formația din Galicia Mare. Da, așa este. Este chiar capitanul echipei, din câte observ. Aurelia Drăghici. Da, o jucătoare, am înțeles, completă, de care o să mai auzim. După cum observați, la tribuna a doua este un steag tricolor de mari dimensiuni. De mari dimensiuni. El a fost, pot să te conspire, Cristi, acest lucru a fost adus de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Galați, care, și eu am aflat cu mare plăcere, au o echipă de oină destul de bună. Era și cupa Portofranco. Exact, acolo, la un moment dat. Foarte bine precizat, Cristi, asta vreau să spun. Ei sunt câștigători ai turneurilor zonale, această cupă Portofranco, și de fiecare dată au răspuns prezent și ne-au oferit acest drapel care are dimensiunea, din ce am aflat, de 40 pe 10 metri. Super! Da, după cum vedeți, tronează foarte frumos la tribuna a doua. Din nou câteva faze imprecise pentru formația din Ioveni. Jocul e deschis, după cum observați. Și avem ultimul jucător pe culoar. Da. E ultima fază înainte de a se termina prima repriză a meciului, cum ar veni. Corect. De a face schimb de bătaie și... Suntem în care 1-1 pe culoarul de întoarcere. O singură jucătoare de la Galicia Mare care trebuie să se apere, trebuie să parcurgă. Dacă se trage asupra ei și se trage imprecis, se duce direct la capătul culoarului. Da, așa este. Dacă nu, dacă este o pasă greșită, avansează o suprafață. Doar o suprafață. Careurile, de fapt, culoarele sunt formate fiecare din două triunghiuri și două careuri. Exact. Și este lovitură. Ba nu, n-a fost. Acum, ai anticipat bine. Este două puncte pentru Ioveni. Acel jucătoare, mărginașul 3 de pe întoarcere, marchează încă o dată 4-0 pentru formația din Ioveni, dragi prieteni. Formație care, după cum observăm, își păstrează statutul de ușoară favorită, ca să nu se supere Cristi Văduva pe mine când va auzi comentariul nostru, dar, într-adevăr, echipa din Ioveni are un plus pe a juca finalele cu mare ardoare și cu mare atenție. Dar totuși sperăm la o răsturnare de scor, pentru că important este să vedem spectacol pe teren. Vom vedea. Ștefania Răducu, autoarea celor 4 puncte pentru formația din Mioveni în prima repriză. Ea a tras de două ori precis acolo, a surprins adversarele și iată că a făcut ca diferența să fie una, zic eu, consistentă pentru un meci de fete. Foarte rar s-a întâmplat, mai ales în meciuri cu asemenea miză, să avem o diferență de asemenea natură. Luăm o pauză publicitară, după care ne întoarcem la arcul de timp.
Am revenit, prieteni, pe stadionul național de rugby Arcul de Triumf. A început deja de 3 bătăi, să zicem așa, repriza a doua. Echipa din Mioveni este la bătaie. N-a obținut niciun punct după loviturile de baston. A treia a fost o lovitură prinsă chiar pe linia de 3 sferturi și va fi și prinsul la mijloc. Deocamdată suntem însă în triunghiul 2 de pe culoarul de ducere. 4-0 scorul pentru Dacia Mioveni după prima repriză. 4-2. Iată ce bine, ce precizie a avut fundașul care a tras din spatele liniei perfect pe direcția corpului și primele puncte pentru formația din Galicia Mare care relansează această finală de Cupa Reginei. Exact, Cristi, noi am făcut și un pronostic înaintea acestei finale și amândoi am căzut de acord că formația dolgeană din Galicia Mare își va vinde scump pielea. Foarte bine ai spus, a avut destulă precizie de a lovi. Uitați, este 4-2 scorul și după cum evoluează lucrurile, considerăm că e posibil să asistăm și la prelungiri. Da, nu se știe, mai ales că loviturile de baston nu sunt eficace la fete, n-au atâta forță precum la băieți și, apropo, la băieți vom avea meciul dintre Frontiera Tunis Constanța și CSM-ul Tenița. Da, și în partida băieților sigur vom avea o înfruntare a orgolilor, pentru că ambele formații sunt au ca schelet elementul tânăr. La echipa din Oltenița știu că sunt foarte mulți jucători dintr-un centru de tradiție al României, la Turnu Roșu, în județul Sibiu. De acolo vin mai bine de jumătate din jucători. Iar despre Frontiera Constanța, cea mai galonată echipa a ultimilor ani, nu putem spune decât că veteranii echipei, frații Georgescu, dar și Dan Benghea, au lângă ei jucători foarte tineri, dar cu foarte multe calități. De asemenea, unii dintre ei sunt aduși din zone istorice, din Maramureș sau din zona Romanului. Foarte Leorman, de unde vin frații Georgescu, de exemplu. Corect. De la Olteni. De la Olteni, o vatră a oinei. Într-adevăr, despre Mihai Georgescu, un jucător care, o să-l vedeți pe teren, el vine după o accidentare la umăr, care l-a ținut cam un an departe de gazon. El este asimilat deja Constanței, fiind unul dintre... De multă vreme acolo, da, de peste și profesional 15. Și sportiv. Și profesional, el lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și într-o discuție amicală cu el pe culoar, înaintea intrării echipelor pentru prezentare, mi-a spus că are de gând, dacă îl ajută bunul Dumnezeu, cu sănătatea să continue și astfel să devină unul dintre cei mai vârstnici jucători de oină care fac performanță după regretatul Nicolae Păsărică, care a jucat până la 50 de ani și care este considerat cel mai mare jucător. Ai un reper, Nicolae. Corect. Păsărică. Tatăl lui Mihai Georgescu a fost între primii 10 sportivi, Marin Georgescu, prin anii 80-70-80, dar vom vorbi mai multe despre asta. Deocamdată au posibilitatea oltencele să egaleze, s-a tras însă imprecis. Oricum foarte bună și eschiva jucătoarei de la Mioveni, care a reușit să sară la timp să evite să fie atinsă. Este vorba de Andreea Rotaru, Chiliment. Cred că recunosc acest nume pentru că tatăl ei a jucat la echipa de juniori a Mioveniului și apoi a fost și arbitru în județul Argeș, arbitru de fotbal. Cristi, ca de fiecare dată, eu nu pot decât să te felicit că ai temele făcute la zi. Bineînțeles. Și de asta ne place ceea ce facem, nu? Așa este. Într-adevăr, tu efectiv trăiești acest comentariu, indiferent de sport. Mă bucur mult de faptul că putem, și eu provin dintr-o vatră veche a jocului de oină din Băduleasa, sat în comuna Putineu, județul Teleorman. Îi salut pe cei de acolo dacă se uită la această partidă. Eu am făcut promovare între ai mei. Și chiar mă bucur pentru că anul trecut, când s-a reinaugurat, să zicem, baza sportivă de acolo, echipa din Mioveni a fost în cadrul unui proiect și a jucat oină. A fost un fel de meci de oină mixt cu băieți și cu fete. Băieți de la Hârșova, fete de la Mioveni au jucat pe terenul de fotbal din Băduleasa. O chestie, o premieră și o inițiativă, de ce nu,
să fie urmată de alte asemenea întâlniri amicale pe tot cuprinsul țării, pentru că am să vin cu o precizare. Președintele Federației de Oină pune mare accent pe sectorul juvenil. Într-adevăr, cu Ministerul Educației, Olimpiada Națională a Sportului Școlar merge foarte bine. Sunt niște competiții care se bucură de o participare numeroasă și, într-adevăr, să vorbim din nou de acea piramidă, de o bază de pornire în alegerea unor vârfuri care, uitați, să facă pasul către echipele de seniori. Între timp am avut Marius prinsul la mijloc, de adineauri s-a ratat posibilitatea egalării de către formația doljeană. Urmează a patra lovitură de baston pentru cele din Mioveni. Da, din păcate aproape se renunță la această lovitură. După cum observ și tu ai precizat, loviturile de baston nu sunt punctul forte la fete. Dacă lovesc într-adevăr mingea destul de bine, nu au acea tărie care să le aducă puncte. Este foarte important. Uitați, o minge din nou prinsă din zbor și avem și tot la limita punctului suplimentar a fost această minge. Exact. Cred că e a patra situație de acest gen, două în prima repriză, două acum în repriza secundă. Uitați, mai sunt momente când mingea mai este scăpată, dar în momentele importante, cum ai spus și tu, dovedesc o prindere bună a mingii și nu lasă echipa adversă să... Eu aici am văzut o diagonală bine ținută, nu neapărat o minge scăpată, ci faptul că din careul din spate a venit purtătoarea tricoului cu numărul 5, care este Ludmila Jugravu, și a reușit să țină acea diagonală. Așa este. După cum observați, se încearcă mult loviturile în partea de jos, în zona gambelor, pentru că, într-adevăr, acolo este un punct, să zic, nevralgic. Nu din poți folosi atât de ușor mâinile pentru apărare în zona de sub genunchi. Așa este. E valabil și la fete și la băieți. Da, e o regulă general tactică a Oinei, să spunem. Încă o dată în careul 2, unde s-au efectuat cele mai multe faze și 4 puncte obținute de Dacia Mioveni au venit de aici, din acest careu. Se trage pe lângă și jucătoarea parcurge în deplină securitate întregul traseu până la linia de scăpare. Este linia de sosire pe careul de ducere și linia de scăpare pe careul de întoarcere, ca să fim exacti în precizările de vocabular, pentru că și Oina are un vocabular propriu, foarte frumos de altfel, care merită să fie promovat într-o această transmisiune directă, nu? Corect. La ce eveniment avem deținută și comentariul nostru îl încercăm pe cât posibil cu scuzele de rigoare. Că avem și noi emoții. Avem și noi emoții și... telespectatorii ne vor înțelege și, într-adevăr, până la urmă, important este, repet, această atmosferă de mare sărbătoare. Cu părere de rău spun că, într-adevăr, meciurile de Oină încă nu atrag acel public neavizat, să spun așa. Adică asta și pentru că, în general, de ani de zile s-a cam erodat această cultură a românilor referitoare la jocul de oină, dar pe care noi încercăm să o restartăm. Și poate că eforturile noastre vor fi la un moment dat materializate și mai mult de atât. S-a tras pe lângă din nou, avansează jucătoarea aflată la apărare de la Mioveni. Suntem în careul al doilea, mai are această suprafață și triunghiul al doilea, eventual. Iarăși e careul de forță și pentru Galicia Mare, să vedem pasele cum merg, destul de rapide, însă schimbările de direcție și diagonalele sunt un pic telefonate din punctul meu de vedere, ușor de anticipat de către jucătoarea în apărare. Așa este, într-adevăr, ai spus foarte bine, mai este o șansă, e pierdută și aceasta, da. În zona triunghiului jucătoarea a scăpat, pentru că, așa ai precizat și tu, pasele... Nu, sunt, unele sunt telefonate, dar uitați că nici concentrarea pe prinderea mingii nu este cea mai bună. Dar au irosit și două prinsuri la mijloc, cele de la Galicia Mare, 4-2. Jocul reîncepe de la fruntaș, acel semnal convențional, dacă vreți, mingea ridicată, da, înseamnă redeschiderea jocului. Corect, și atenționarea că... tuturor, și arbitrilor, și adversarilor, exact, și a coechipierilor. Corect, că din acel moment când mingea, cum ai precizat, este ridicată sus,
Înseamnă revenirea în joc. Revenirea în joc și oricând se poate executa o, chiar o aruncare directă. Exact, asta vreau să precizez, o aruncare directă pe, jucătorul aflat la, mijloc și să fie... Să știți, prieteni, că noi am făcut o repetiție înainte și de-aia vorbim așa, nu ne încurcăm unul pe celălalt, pentru că am repetat de vreo 2-3 ori comentariul. Știm și scorul, nu? Este o plăcere, vă spun, să-l ai pe Cristi alături la, comentariu, pentru că, într-adevăr, transpiră, să zic așa, dragostea față de sport. Ce mă bucur că mă lauzi, noi oricum facem acest lucru de multă vreme și o să o tot facem. Bătaie ratată acolo de cea care a adus punctele în prima repriză pentru formația argeșeană. Ștefania Răducu la baston nu a reușit să găsească aceeași forță, aceeași vigoare. A șasea lovitură de baston. Nu mai sunt multe. Echipa, uitați deja emoțiile, nesincronizarea între, cea care pregătește mingea și cea care o lovește. E, acum a fost o sincronizare bună, Erica Popa, dar din nou prinsă mingea în zona de 3 sferturi. Foarte bine a servit aici, să știi, Marius, din punctul meu de vedere, Alexia Crețu, pentru că reușita unui bar, și asta vom vedea mai bine la băieți, reprezintă, de fapt, cooperarea între servant și jucătorul care lovește. Așa este. Dacă am asistat la antrenamentele premergătoare competițiilor, o să vedeți, într-adevăr, ce sincronizare bună trebuie să fie între cel care oferă mingea spre... La o înălțime solicitată, exact, potrivită, nu? Exact. Sunt repetate zeci de lovituri și nu degeaba sunt aleși servanții, să le spunem așa, pentru că între jucători se creează o... chimie. O chimie care, într-adevăr, sunt jucători care acceptă doar anumiți colegi să le servească mingea, pentru că, într-adevăr, au încredere în Iată aici pasă. O fază interesantă, Marius. Întreaga echipă de la Galicia este grupată în jurul careului 1 de pe ducere, primul după triunghi, desigur, careu. Sunt două jucătoare, o grupă acolo și e foarte greu să scape pentru că toate diagonalele sunt ținute bine, deci mingea nu poate să se ducă departe nici dacă e pasată imprecis. Foarte bună precizare, într-adevăr, echipa din Galicia Mare își ia toate măsurile pentru a nu pierde această oportunitate de a face puncte. Probabil de pe banca tehnică li s-a transmis că e musai nevoia de a aduce puncte din lovituri, pentru că se pare nici... Și asta se întâmplă! Și foarte, foarte... 4-4! Foarte interesant, scorul a devenit 4-4. Cu exact... puncte pe ducere! Pe puncte pe ducere, vă dați seama că mai sunt șanse ca acele jucătoare să fie lovite și pe culoarul de întoarcere. Și în condițiile în care bastonul nu merge la, echipa din Mioveni... E echivalent din bastonul la ambele echipe. Exact. Da. Am putea risca un mic pronostic. Da. În sensul că Galicia Mare redevine, a reintrat în joc și devine... E ușor favorită Galicia Mare după aceste puncte făcute pe culoarul de ducere, cum spuneam, care, deși valorează tot atât lovitura, ele într-un fel moral sunt mai prețioase decât celelalte. Da, dau o mare încredere jucătorilor că se poate. Uitați-le deja cum au schimbat modul de a... Da, și sunt mult mai naturale în mișcări fetele lui Cristi Văduva acum, după ce au reușit restabilirea egalității, ținând cont de faptul că tendința la baston este spre zero, înseamnă că echipa care poate să facă puncte de aici încolo e numai Galicia Mare. Corect. Asta vreau să vin în completarea ta. De asta am și spus că citesc este o ușa. Gândurile, spun eu înainte. Scuzați-mă, nu pot să fiu foarte multă vreme serios, mai trebuie să fiu și jovial. Așa am convenit de la începutul transmisiei, să fim efectiv vesel și bucuroși că trăim aceste momente. Eu nu pot fi altfel atunci când comentez o partidă de Wayne, oricum e foarte rar acest moment, nu pot să fiu altfel decât foarte, foarte bucuros să simt momentul prin toată ființa mea și să încerc să transmit aceeași energie. Eu, Cristi, nu-ți fac decât invitația de a fi în continuare alături. Tu și marți, voi fi. Tu marți ai fost alături de noi la Ziua Națională a Oinei, ai asigurat un comentariu avizat. Crainic, să zicem, am ai fost acolo. Ai fost un crainic, un om care a întreținut atmosfera foarte frumoasă. Pentru cei care poate n-au urmărit postările pe rețelele de socializare sau acele comunicate pe care le-am remis mass media, vă vom spune că marți, pe același teren 1 din complexul principal, terenul principal, din complexul sportiv Arcul de Triumf, a avut loc ce palmă bine pusă acolo, scuză-mă, da,
Da, s-a apărat foarte bine jucătoarea de la Mioveni, într-adevăr. Revenind la ziua de marți, spuneam că au fost invitați copii de la 3 școli generale din municipiul București, care au făcut o demonstrație frumoasă a Oinei. Au fost invitați de asemenea reprezentanții ai ministerelor Educație, sport, cultură. Da, cu care Federația Română de Oină are un parteneriat bine pus la punct. Și jucători mari de oină, într-adevăr, au fost prezenți pe teren. A fost o sărbătoare a oinei și sperăm ca la ediția următoare să fie un nou spectacol de calitate. Ținută în cer, în care în continuare Ștefania Răducu, cea care spuneam a marcat cele 4 puncte ale argeșencelor în prima repriză, acum are posibilitatea să treacă în triunghi. Ba nu, este în celălalt careu, este în careul 2 acum, din careul 1 a trecut în careul 2. Încep să-ți obosească brațele, să te tot uiți gâtul, să rotești capul cu mai puțină viteză după ce ai stat câteva minute între jucătoarele adverse. În bătaia puștii, să folosim așa un termen. Dar oricum e o bună apărătoare, am văzut Ștefania Răducu a băgat mâna în diagonală, lucru care se vede mai mult la băieți, la cei foarte, foarte tehnici. Uitați ce bine s-a apărat, a pus palmele și a evitat o lovitură la nivelul toracelui și a scos maximum din acest meci. A scăpat nelovită. A scăpat nelovită și a și punctat. L-am văzut mai devreme pe domnul Ropot, venit de peste Prut din Republica Moldova, este cel care a compus imnul Oinei, pe care l-ați auzit ceva mai devreme în ambientul stadionului. Și ne îndreptăm ușor-ușor spre încheierea loviturilor de baston. Mai sunt 3 jucătoare de la Dacia Mioveni care să lovească și să aibă posibilitatea de a pune puncte pe tabelă în favoarea echipei pregătite de Dumitru Filoftea. A fost și pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, dacă ți-aduce aminte, la un moment dat, acest cuplaj de meciuri Cupa Reginei, Cupa Regelui. O bătaie înaltă, în afara terenului, mingea trece de linia de margine. Invictus Games, iată o parte a lotului militarilor răniți în teatrele de operațiuni, care se recuperează prin sport. Excepțională imagine și le mulțumesc colegilor din CAR cu care conlucrăm pentru a ieși o cronică sonoră foarte bună a acestor meciuri de oină. Ei vor participa la o competiție dedicată de profil în toamna acestui an, sub auspiciile Ministerului Apărării Naționale. Ultima jucătoare la baston. Da, emoțiile sunt mari. Observați capitanul echipei din Mioveni. Da, Iulia Farcaș. Iulia Farcaș, într-adevăr, o jucătoare completă. Să vedem. Bună bătaia și este punct, 5-4. În sfârșit un punct din baston făcut la ultima lovitură de baston. Iulia Farcaș trimite mingea destul de înalt ca să nu poată fi recuperată din zbor. 5-4 pentru formația argeșeană, care iată că acum trebuie să se apere pentru a intra în posesia trofeului. Atât trebuie să facă formația în verde fosforescent. Suntem însă destul de departe, pentru că abia în careul 1 este o grupă de jucătoare. Mai vine încă una pe celălalt culoar. Sunt oarece șanse pentru Galicia Mare să marcheze punctele victoriei. Exact în momentul în care o jucătoare va fi lovită din cele 3 care mai sunt dacă pe teren. Dacă se va întâmpla asta. Dacă se va întâmpla asta, meciul este jucat. Da. Pentru că diferența este doar de un punct, iar lovitura pe corpul adversarului contează ca 2 puncte. Exact. Și atunci, să mai spunem, Marius, ceva ce n-am precizat și poate e de interes pentru cei mai puțin alfabetizați, că pe un culoar se pot găsi la un moment dat maximum 2 jucători sau jucătoare, în cazul de față, de la o echipă. Coare. Deci cel de-al treilea așteaptă până când unul dintre cei 2 va ieși. Așa este, foarte bună precizarea. După cum observați, echipa din Galicia Mare este conștientă. S-a încercat o lovitură din nou în zona de jos a corpului. Se formează grupa acum, în careul 1 acolo. Ceea ce e important, că dacă ai format grupa, automat apărarea poate să fie una sincronizată. Da, dacă jucătoarele se și cunosc foarte bine, nu degeaba forțează această tactică defensivă. Tactică defensivă. Până la urmă și apărarea este exersată foarte mult la antrenament. Bineînțeles. Plus ieșirile din cercuri, să știi, care înseamnă tot așa niște mișcări tactice în teren, să pasezi mai precis, mai de aproape, să te întorci în cerc ca să devii trăgător. Sunt foarte importante toate aceste antrenamente planificate, nu? Așa este, pentru că o aruncare care își atinge adversarul
și ești foarte aproape de a puncta, dar n-ai avut piciorul în cerc, îți creează o frustrare destul de mare pentru că a lipsit acea... Plus și posibilitatea de a sprinta acelui lovit de minge, dar fără efect. Fără discuție acest lucru, pentru că menirea... ca o ieșire din dispozitiv. Exact, exact. Nu? Folosim și termenii militari, de ce nu? Știu că ești familiarizat și cu partea aceasta de... Trebuie tactică. Să știm să ne apărăm. Să știm să ne apărăm, ținând cont și de vremurile pe care le trăim. Din și scapă cele două. Da? Este ultima șansă, telespectatorii noștri să înțeleagă, este ultima șansă. Da, hai să explicăm mai clar. 5-4 pentru Dacia Mioveni. Galicia Mare mai are de lovit un singur jucător. Cea care se află pe teren. De Iulia Farcaș, capitanul echipei care a efectuat ultima lovitură de baston. Exact. Este în careul 1 de pe culoarul de întoarcere. Mai are careul 1, careul 2 și triunghiul 1. Exact. Dacă se trage asupra ei aici și nu se reușește atingerea, a scăpat și s-a terminat. Exact. Asta ca să știe toată lumea ce trebuie să urmărească la aceste ultime secvențe ale meciului. Așa este. Uitați câtă concentrare este pe teren. Capitanul echipei din Mioveni a cerut puțină apă, i s-a permis. Se vede că este... Iar echipa din Galicia la fel face front comun în jurul suprafeței unde se află potențiala țintă. Exact, pentru că jucătoarea cu numărul 7 de la Mioveni, care o vedeți acum în imagine, poate fi eroina. Este cea care a adus un punct, care a făcut diferența. Corect. În momentul, da, actual și la fel poate să conserve acest avantaj. Poate fi înger sau demon. Exact, până la urmă. Asta vreau să spun. Și iată-o alergând acolo, s-a dus foarte bine și marchează acum. Acolo. Aceasta se numește fază de marcaj asupra fruntașului. O să vedem decizia. Este... Nu, cred că n-a fost atinsă, pentru că ea s-a îndreptat în zona unde se afla și fruntașul, tocmai ca să-i marcheze poziția, să nu fie pasă, să bage mâna în diagonală sau în pasă și ulterior să treacă, să sară peste linia de scăpare și să închidă meciul. Ceea ce s-a și întâmplat, ora bucuriei este interpretată în... să zicem, cheie argeșeană și de această dată Dacia Mioveni câștigă 5-4 contra celor de la CS Galicia Mare, dar avem o finală de Cupa Reginei cu puncte în primul rând și foarte frumoasă. Da, este într-adevăr un moment cheie. Eram foarte curios să vedem decizia celor doi arbitri. Este cea pe care am spus-o și noi. Da, Chris, într-adevăr cei doi arbitri nu au acordat puncte. 5-4 scorul. Ce urmează acum este o festivitate tradițională la Oină. Arbitrii rearanjează în linie dreaptă echipele, le transmit scorul final oficial, după care, pentru gloria sportului, înainte. Este dicton, nu-i așa? Este îndemnul pe care îl folosesc sportivii la Oină. Vom lua și noi, prieteni, o pauză publicitară. Ne întoarcem cu finala Cupei Regelui.